Salut, sunt Penny și bine v-am regăsit la un nou Top 5. După cum puteți vedea, ultimul război a fost aproape un război perfect, 44 la 13, la 100 diferență. Nu am reușit, stelele erau acolo, n-am reușit să le luăm. În rest, după cum puteți vedea, tot a fost făcut de 3 stele. Baze ușoare, nu neapărat defensivă mică, cât layout prost. 2 nu am reușit să-l batem, aveam model de pe numărul 1, ăștia aveau copycat bases, dar mă rog, o să avem în loc de 5 atacuri, o să avem vreo 7, 6-7 atacuri să vă arăt, pentru că au fost niște atacuri frumoase, niște idei interesante, așa că, fără nicio altă adăugare, vă urez vizionare plăcută. Baza numărul 1, începând de sus până jos. După cum puteți vedea, este un Goho cu 3 golemi, cum se numea, am uitat efectiv care era denumirea lui, dar mă rog, s-a început de jos, care a fost ideea? Se începe de jos cu funnel-ul, da, foarte larg, se pune un quake aici, se sparge zidul, golemii dacă nu se redirecționează, mai aveam un golem oricum, trimitem eroi, witch, wiz, se va folosi un rage, da? După cum puteți vedea, va fi aici un rage. Aici. Care ideea? Centrul se bate cu trupe, restul bazei se bate cu coci, da? Hai să vedem, în timp ce golemii tanchează. Ies trupele din castel, se pune poison, regele moare, regina este acolo făcându-și treaba sub rage. Golemul este în față, tanchează, Hoji intră de pe partea dreaptă, într-un fel targetați pe fiecare point defense pentru că acolo erau mai multe cannon-uri și vreau totuși să le plasăm, să plasăm mai bine. Din păcate am greșit un pic acolo cu heal-ul, aș fi putut să-l pun la mai bine, dar să-l fi pus pe Hoji, însă golemul era aproape low health și am zis, dacă protejezi regina, Hoge o să aibă destul de putere încât să rămână în viață. Și am zis, hai să nu pierd regina și... Oricum. Deja suntem în clean mode. După cum știți, acesta este un atac de 3 stele. Foarte interesant, o să fac un clip despre cum să folosim Earthquake cu niște modele și o să includ și acesta, așa că linkul va fi în descriere. Ca al doilea atac, îl avem pe Buiaca, care folosește un lure pasiv pentru a atrage castelul. După cum puteți vedea, cel mai interesant lucru care mi s-a părut la acest atac a fost funnel-ul și felul în care a scos trupele. A dat lor la trupe, nu am așteptat să facă zigzagul de un barbwall cu dea, ca să-i grupeze într-un centru și să pună poison pe ei. Au ieșit acolo, a văzut că erau grupați, n-am mai așteptat, a pus poison. Așa să faceți întotdeauna. Cum a fost? A trimis golemul, a spart zidul, golemul s-a redirecționat, a creat funnel-ul cu eroi. Și după cum puteți vedea, regina este la margine și când regina este lângă un zid, ea va sări automat, astfel încât dacă este în compartimentul care le sparge cu wallbreaker, nu aveți nevoie de un jump sau alte prostii. Ideea eficientizare. După cum puteți vedea, s-a continuat într-un deploy de Hodge în precizie. Primul heal a fost destul de bine plasat. Al doilea, dacă nu mă înșel, a fost un pic off. Așa. Da, heal-ul ăsta trebuia să fie pus un pic mai lângă X-bow-uri. De ce? Pentru că acolo stau mai mult Hoji. Și vrem să îi susținem în viață atunci când stau ei cel mai mult pe defensivă, dar mă rog. Ideea care a fost, pentru că n-a trebuit să folosească jump, Buiac a fost binecuvântat cu foarte, foarte multe heal spell-uri. 4 heal spell-uri pentru asemenea bază. Și a bătut-o rău, 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 rău de tot. Deja este în clean mode, o să cadă și regele, scheleții. Și prin toată baza se presară Wiz. Regina este încă în viață. Cam astea sunt cele 3 steluțe. Un alt atac este cel al lui Buiaca. Două atacuri, două highlights-uri. Chiar mi-a plăcut atacul ăsta. Atacul ăsta de ce mi-a plăcut? Nu era o bază destul de grea, însă era o bază unde a avut o abordare interesantă. Mie mi-a plăcut cel puțin. El folosea cam aceeași bază la farm pentru push și știa cam unde ar trebui să fie bombele, deși era destul de logic că sunt în buzunarele astea, da? Adică, dacă nu vă dați seama, înseamnă că e o problemă cu voi și nu știți clash. A atras castelul, a pus poison la fel, erau grupați, n-am mai așteptat să-i miște, a pus direct vraja. Pune golem în jos, sparge și zidul, își va crea funnel-ul, da? Larg.
Larg. Vedeți cum e linia? Linia de la Wiz Tower. Și din partea în care intră, da? Perpendicular. Un unghi de 90 de grade. Vrem să ardem clădirile care sunt în punctele exterioare. Se pune geam, pus se va sări cu regele ale regină. Simple stuff, nu e nimic complicat. Regina este în spate, regele este în față, golemul e în față, tanchează niște Wiz în spate, după care și începe deploy-ul de Hodgin, precizie. A ratat aici puțin cu Hodgin, i-a trimis pe arcașul acesta, cred că vrea să-i trimit aici, da? Dar într-un final a ieșit, n-a fost nicio problemă. Se țin Hodgin Hill, regina e jos să-și face treaba, îi se dă abilitatea, targetează TH-ul, din start acesta va fi 2 stele, da? Deci 2 stele au fost asigurate cu un astfel de atac, dar vor fi și cele 3 stele, mai rămâne un heal, îi va ține heal la ultimele defensive, acolo unde contează la Wiz Tower, care face cel mai mult damage. Da. În timp ce se bat cu scheleții și cu King-ul, Hoji era un heal. Se împrăștie Wiz prin bază, rămân destul de mulți Hoji în viață. Și nu va fi absolut nicio problemă de clean-up, pentru că are mai mult decât nevoie. Mai multe, destul de multe trupe pentru a face acest clean-up. Bravo, băiat! Dacă vă aduceți aminte, în World Recap-ul din războiul trecut, Radu a tot încercat să joace cu Valkyries. Și războiul acesta i-a ieșit. Ce a făcut? A scăzut numărul de Valkyries, a adăugat la Hodge și a luat un singur jump în loc de două. Hai să vedem ce a făcut Radu. Da? Au ieșit niște Wiz, a pus poison pe ei, Valkyries a fost trimis în interior, ei au spart zidul, s-a pus geam să le dea drumul în mijloc. Din start a început cu Hodge în deploy de pe cele două părți, da? Iar trupele lui mergeau pe mijloc nestingherite. Da? Hodge ca suport, Valkyries bat baza. Atât Hodge cât și Valkyries beneficiază de acel heal. Regina a rămas un pic în urmă, i s-a dat abilitatea, oricum e de level 5, nu de parcă e o forță. Regele ăla își face treaba acolo, cade și X-Bow-ul. Hodge la un moment dat o parte o să moară, dar în mare parte rămân destul de mult în viață ca să termine treaba și are destul de multe trupe, cât Regina, Wiz și Valkyries ca să facă clean-up-ul, plus câțiva porculeți. A bătut baza Radu și de asta a ieșit, se mai joacă cu trupele oricum ca să eficientizeze astfel de atac și oricum, bravo Radu, ține așa, chiar îmi place. Un următor atac a fost atacul lui Simona. Simona n-a mai dat de foarte mult timp 3 stele, războiul acesta a rupt norma de 6. Ce a făcut? A început larg cu funnel-ul, da? Vedeți linia de arc defensuri, clădirile și cam așa vreți voi funnel-ul să fie. Da? Merg toți dragonii în linie, da? Pe straturi. Primul rage un pic prost pus. Cred că a dat sigur un misclick acolo. Oricum, baloanele își fac drum pe air defense-ul de sus. Dragonii sunt jos, îi ține în heal, ține și baloanele și dragonii și tot un heal și pune și un rage. Bate TH-ul și atât de mulți dragoni nu o să fie nicio problemă pentru a termina baza. Întrucât un air defense nu-i va bate pe toți. Mai moare unul, dar nu e nicio problemă, sunt destui în viață. Ne cu 3 dragoni și face clean-up-ul, deja știți că sunt 3 stele. Bun, bravo Simona! Ca un următor atac îl avem pe Keisuku. Baza aceasta avea o greșeală lamentabilă în layout. Avea aici o pătrățică goală în bază, lângă castel, lângă un loc de posibilă giant bomb, dar mă rog, era Tesla de fapt. Deci era o Tesla. Ce a făcut? A băgat niște barbari acolo, foarte inteligent. De ce să futem trupe când putem să scăpăm ieftin? Un barbar, aici un spring trap. Am mai pus un barbar, a ieșit CC-ul. Am mai pus un barbar, să fiți sigur că a ieșit tot. A pus poison pe ei pentru că erau fix acolo. Da? More Wiz. Am mai verificat încă o dată să fie sigur. Țineți minte, nu sunteți sigur, verificați. Nu vă costă nimic. A început
tăind cele două defensive, după cum puteți vedea acum, totuși va face funnel spre centrul bazei, porcușorii, da? Rămâne o linie de defensive care fac funnel spre bază. Acum este doar o chestiune de a ține Hoji în viață, pe măsură ce ajung pe defensive. Nimica greu aici, deja a simplificat atacul. Hoji își croiesc drumul. O ultimă bombă acolo explodează, dar deja sunt prea mulți hoji. Regele cade instant pe bază. Wizards sunt presărați prin bază și regele și totul cade foarte rapid și Crisiu a bătut baza asta foarte, foarte, foarte rău. Oricum, bravo Crisiu, cu ultima bombă acolo explodează. Dacă ați văzut, a și evitat-o când a intrat prima oară. Oricum, bravo Crisiu, ține tot așa. Acum, ca un ultim atac din lista noastră este atacul lui Ernest. Ernest este un băiat nou care l-am găsit pe un forum. Bun, ce a făcut? A folosit exact dragonii și fulgerele pentru TH8, logica lor. Da, a ars 1, a bătut un air defense cu Hodge, parcă, pe care a atacat pe la ultimul. Ați vedea cum a făcut-o. Mie îmi plac astfel de atacuri. De ce? Pentru că e altceva, vezi altceva. Distrugi baza, adică ologești baza atât de rău pe defensiva aer încât ea nu mai poate să facă față și o sparge în bucățele mici, iar pe aer dragonii sunt prea puternici pentru un singur air defense. Deja dragonii au fost puși în bază. O să dăm fast forward pentru că deja știm cum se termină. Mare parte, dragonii își creez drum, plictisitor, plictisitor. Odată ce îi pui când ai cu fulgere, stai și te uiți la ei cum se duc din clădire în clădire și cum îți bate baza la un moment dat. Da? Bun. Deci are TH... Ernest e TH8, dar avea încă trupe de TH7. Oricum, bravo Ernest, mi-a plăcut. Ține tot așa. Ok, cam atât pentru războiul de pe ziua de astăzi, așa că eu vă reamintesc pentru data viitoare să bateți băieții! Wow.